Dacă aveți două unități optice, dintre care una poate să, să scrie. Deci, de exemplu, un, un DVD ROM și un DVD writer sau două DVD writer, puteți copia un disc de pe un altul, fără să trebuiască să mai faceți imagini ISO, să treceți prin calculator, pur și simplu de pe unitate pe altă. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea opțiunii copiază discul, selectați tipul discului, audio sau date, să zicem date, și selectați dispozitivul sursă și dispozitivul țintă, viteza, dacă să fie finalizat, și copiază discul. Așteptați până progresul ajunge la 100% și asta e tot. Foarte simplu.